Trecerea în noul an poate fi una plină de entuziasm pentru cei care și-au propus ca timpul pierdut, poate în 2020 din cauza pandemiei, să fie recuperat anul viitor. La ora 23, în ultima zi a anului, puteți participa la un revelion motivațional în care un consultant financiar vă poate ajuta să vă concretizați obiectivele profesionale pentru anul care vine. Dacă totuși alegeți un revelion clasic, cu multă distracție, aveți mai multe variante. Una dintre ele este o petrecere cu artiștii care nu vor să stea departe de fani nici la finalul acestui an greu. Puteți jocni un pahar virtual cu cei pe care i-ați văzut în trecut la concerte. Iar dacă mergeți pe varianta de club, petrecerile de altă dată s-au mutat tot în online. Un DJ vă poate ține companie în seara de anul nou, dar nu mai târziu de ora 21, pentru că așa spun noile reguli după care am învățat să trăim în ultimul an. Pasionații de teatru au și ei variante, piese celebre pe care le puteți vedea la orice oră doriți în ziua de 31 decembrie. Artiștii pun în scenă spectacole pentru toate gusturile. În ultima variantă ar fi concertul online de pe 1 ianuarie organizat de Filarmonica Sibiu, acolo unde vă așteaptă un concept festiv cu orchestră și artiști de seamă.